Bărbatul de 87 de ani avea dureri foarte mari de stomac. De curând a trecut printr-o intervenție chirurgicală și a fost externat. În urmă cu câteva zile și-a avertizat familia că își va pune capăt zilelor pentru că nu mai suporta chinul. A profitat că fiica sa, cea care îl îngrijea, a plecat la muncă și a încercat să se sinucidă folosind un spray. Numai că în contact cu flacăra de la o candelă aflată în apropiere s-a produs o explozie. Matale e plecat la rep, da. la urban, la muncă. L-a lăsat în casă. Și bătrânul ce făcea în timpul ăla? El au o lume rău, mă uită. Ia tratamentul, nu mai știu, nu ce tratament. Dumneavoastră? Nu mai știu ce să mai fac, nu mai poți. Mereu. Și... I-ați dat tratament ceva? Urmează cu tratament? Da, are tratament. Normal că urmează cu tratament. Mereu. Păi ce să-ți fac, mă, tată, că nu poți să te ajut când dacă ție te-e rău? Prezentam să mă duc la muncă și am auzit și la... Scos cu un nepot din grăbăturile astea de aici. Chiar dumneavoastră v-ați dus? Eu și cu un nepot a venit și la ele în partea elată. Dumneavoastră locuiți aici alături? În partea asta. Cu cine deci, locuiți? Cu soției, bolnavul, care are un anticap la picioare, nu poate să miște în casa asta. Dar noi am venit acolo, eu am cumpărat spray, ca să bea eu spray, ca să mor, că sunt bătrân și bolnav. Și am pus să-mi pui cane. Dacă... Am pus în cană, le-am aprins candelă și m-am dat cuțitul aia să pui în cană spray, zic să bea eu. Am făcut și plamă în ochii mei, a căzut tavanul. Dar el spune mai demult că vreau să mă... Dar eu nu știam că el cumpără spray. Ce nemulțumire ai, Matale? Ce te-a făcut să... Sunt bolnav. Nu mai vreau să mai trăiască, că e bolnav. Vreau să mai operat. Și am nenorocit copilașii din urmă. Dar are nimica, că n-are nimica copii. A rămas copiii, păi să mă muri. N-am știut, adică mor eu și eu n-am murit. S-a întâlnit lumina, nu știi cu lumina. Mi-a fi căcat de frigiderul pe mine, mi-a fi căcat de... Tata, bătrânul plânge continuu și regretă ce a făcut. Voia să scape de suferință, dar și-a nenorocit toată familia. În ansamblul de locuințe stăteau 20 de suflete, bunic, copii și nepoți. Oamenii s-au speriat îngrozitor și au ieșit afară. Au scos repede copiii și au mers să-l caute pe bătrân, pe care l-au găsit printre ruine. Aici sunt 6 familii care stă în asta. În toată locuința? Păi, da, cu copii, pi sunt copii. 14-15 copii aici, mă, de școală, de grădiniță. Eram cu copii. Câți copii erau acolo? Sunt acolo trei copii. Ce vârste aveau? Cel mai mare are, face 13, cel mic acum? 22. Peste câteva zile face... 12. 12 și cel mai mic. Soția unde se afla când s-a întâmplat? Aici cu mine în pat. Era în camera din spatele dumneavoastră, da. Din... Da. Și ce ați auzit? O bubuitură, am ieșit în pijamale afară și când am văzut tata era printre alea acolo. S-a crăpat tavanul și ați reușit să scoateți copiii la timp? Da, i-am scos pentru am că instinctul... Am scos copiii și imediat... Să vadă tata salvați repede. Asistența socială din cadrul primăriei municipiului Călăra s-a deplasat de urgență la fața locului. În urma unei anchete s-a stabilit că familia va primi o locuință temporară, sprijin în bani și hrană de la cantina de ajutor social. Aceștia vor fi ajutați să îndepărteze molozul și să încerce să mai salveze ceva din casă.